Tehnicianul oltenilor spune că disputa din această seară este una grea, dar specială, pentru că este momentul adevărului pentru elevii săi. Stoican spune că pandurii pleacă cu un moral bun în acest joc, în care trebuie să evolueze cu determinare. Antrenorul și-a caracterizat adversarii ca fiind o echipă valoroasă care a defilat pe teren în partida cu Chiajna. Avem un moral bun, datorită faptului că am reușit aceste victorii legate. Avem un moral bun și am mare încredere, pentru că am în componență jucători care își doresc foarte mult rămânerea în prima ligă. Optimiști sunt și jucătorii. O eventuală victorie ar asigura cel puțin prezența la baraj pentru echipă. Din păcate, Flaviu Stoican, suspendat, va lipsi de pe banca de rezerve. Avem un moral bun, avem o încredere acum și oarecare liniște după aceste 9 puncte acumulate. Suntem la o diferență de 3 puncte de contracandidatele noastre. Ne dorim să continuăm pe același drum. Cred că suntem mai concentrați ca niciodată la acest meci. Știm ce înseamnă o victorie cu Mediaș. În momentele dificile, când ei treceau prin situații grele, eram aproape de ei. Sigur, asta nu înseamnă că nu o să fiu aproape și acum, doar că puțin cred că o să stau în tribună, nu știu dacă am voie și în tribună, în spatele băncii de rezerve. Dacă am voie acolo, o să fiu aproape de ei, chiar dacă sunt poate un metru mai în spate sau 2 metri. Dacă vor învinge astăzi, pandurii se vor duce la 6 puncte de adversarele Timișoara și Chiajna. Bănățenii joacă duminică seara cu ASEA Târgu Mureș pe teren propriu, în timp ce luni Chiajna primește acasă vizita celor de la FC Voluntari. În ultima etapă, gorjenii au o dispută foarte dificilă pe terenul celor de la Botoșani.